Toamna se numără directorii medicali, atât la Spitalul Municipal din Câmpina, cât și la cel de psihiatrie au fost schimbați cei care ocupau această funcție. În primul caz, Elena Dumitrescu și-a dat demisia, iar la Voila, Elena Dinu a împlinit vârsta de pensionare, situație care nu-i mai permite să ocupe o funcție de conducere. Astfel, de la 1 octombrie, director medical interimar la Spitalul Municipal va fi Gabriela Popescu, medic pe secția de urgențe. Sunt convins că doamna dr. Popescu se va descurca foarte bine, pentru că întreaga echipă din conducerea spitalului în acest moment lucrează foarte de bine, toți lucrăm la unison, vorbim aceeași limbă și o văd pe doctorița Popescu încadrându-se perfect în această echipă. Cu toate acestea, personal regret decizia doamnei doctor Dumitrescu că de a se retrage, deși o înțeleg din toată inima și o susțin. Tot un medic tânăr va asigura interimatul și la Voila. Este vorba despre doctorul Irinel Gabriel Mihai, care va prelua atribuțiile începând chiar de săptămâna viitoare. Recomandă activitatea medicală desfășurată în cadrul spitalului și cred că are și spirit organizatoric. Astea au fost motivele pentru care m-am gândit să-l propun pe domnul dr. Mihai. Urmează acum o perioadă de maximum 6 luni în care se vor organiza concursuri pentru cei care doresc să ocupe această funcție.